Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom face noaptea a doua. Noaptea 1 din FNAF 2. Vai, ce mă voi speria. Deci nu știu. Vom face și noaptea a doua din FNAF. Doi, da. Ai de capul meu, mi-e super frică, oameni buni. Uite, uite. Hello. Like. Hello. Like. Hello. Cu masca. Hello. 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 Și dacă apăs bătălă cu camera, înțeles, o să dăm un pic de... Deci toți animatorii. Wind Up Music. De ce nu merge Wind Up Music Box? Cum e infinit? Păi eu n-am pic. What the fuck? De ce e infinit? Facial recognition, advanced mobility. They even let them walk around during the day. Isn't that neat? But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Now that being said, no new system is without its kinks. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week but complained about conditions. We switched him over to the day shift. So, mainly he expressed concern that certain characters seem to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. So, while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So, when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this. There's a music box over by the fire counter, and it's rigged to be wound up remotely. So just every once in a while, switch over to the fire counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. And as for the rest of them, we have an even easier solution. Nu chiar așa, adică trebuie doar să despi camera și să-i spui masca, atât. What the fuck? Vor alua era creepy. Deci se auzea acolo, Uite că cineva de pe scenariul 2. What the fuck? And even though your flashlight can run out of power, the building cannot. So don't worry about the place going dark. Well, I think that's it. You should be golden. Check the light, put on the Freddy head if you need to. Keep the music box wound up. Piece of what the fuck, the no music box. I'll talk to you tomorrow. Ah, am înțeles. Acum se consumă music box-ul. Aoleu, nu știu ce să facem. A plecat lumea de pe scenă. De pe scenă. S-au auzit râuri. Dar ce tipa aia avea gura așa? What the fuck, ce se aude? Suntem în canalizare? Am înțeles de ce se aude. Ai, o tipă în față, care ne poate speria. Nu mi-e frică, nu mă dau. Își dai seama că noi trebuie să supraviețuim împotriva 8 animatroni. Și ne poate și speria. Stăm wind up un pic la asta. Ai tot în față. Băi, flashlight-ul e la 50%. Bă, vei curent în jocul ăsta sau ce? A plecat aia. Ce s-a întâmplat de a plecat?
s-a dus departe. Suntem în regulă oare? Nu știu, dar... What? S-a auzit ventul! Nu! Maca! Îs ambii! Bun, oameni buni! Sau bun oameni buni! Nu știu ce să mai fac! Deja văd că vin o grămadă de oameni să mă atace, adică animatronic handicapat, stoi! Ok! Nu știu dacă fac și noaptea a doua, deja mă! Pe mine! Nu-i nimeni! What? Nu-i nimeni. Perfect dacă nu-i nimeni. Să-i ceva. Cine e ăla? Ăla este... Bun, mai toi mă atacă. Salut. Salut. Ce faci? Fac bine eu. Uite, ăla e în față. Pune ceva în față. Dar-mi place că se duc cu camera mai repede. De caz. Și nu-i nimeni. Bă, ăla se apropie. What the fuck? Nu-i nimeni. Mamă. Căcat pe mine. Bun. Să facem și noaptea a doua. Aoleo. Bă, nu mai vreau. Să facem noaptea a doua. Aoleo, de mă voi speria. Deci mă voi speria de capul meu. Aoleo, nu. Nu, bă, tu cât mai suni, mă? Hello. Că ești o spicenă. By now I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Those are from the previous location. We just use them for parts. Dar nu a fost așa bine. The idea at first was to repair them. I-am zis la bunii să nu știi. They even started retrofitting them with some of the newer technology. The thing was just so ugly, you know? The smell. So the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid friendly. Those older ones shouldn't be able to walk around, but if they do, the whole Freddy head trick should work on them too. So whatever. I love those old characters. Did you ever see Foxy the Pirate? Oh yeah, Foxy. Hey, listen. That one was always a bit twitchy. I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. If for some reason he activates during the night and you see him standing at the far end of the hall, just flash your light at him. Those older models would always get disoriented with bright light. System restart or something. Come to think of it, I'm gonna try that on any room where something undesirable might be. Flashlight de mult. You might hold it in place for a second. Pentru că, na. That glitch might have carried over to the newer models. One more thing. Don't forget the music box. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking. So it can go anywhere. I don't think the Freddy mask will fool it. So don't forget. Și căcata aia sus. N-ai, bă. Ok, nu-i nimeni pe la ventul. Mamă, dar e rahat aia sus. Mă, cam îmi place. Mm-hmm.
Aoleo, am văzut un animatron. Dar văd cum mai toiuri atacă. Hai și bie să atrag. Ok, vedem la line, nu-i nimeni. What the fuck? Ventul, ventul! Ceva? S-au de canalizare! Muri, muri, distrugi-te! Light, flashlight! Tu! Aoleu, am țins că a fost trusă... Așa, au plecat. E cineva lângă noi, că s-au de canalizare, cred. Dar sunetul ăla mă sperie. Bun, trebuie să-i dăm music box-ul ca să apărăm un matron. Dar nu e așa greu să apeși un buton. Aoleu, ceva la venturi aproape. Aoleu, iarăși a venit. Flashlight, flashlight, flashlight. Bun. O pleca, nu? Fuck, e cu tipa aia! Pleacă! Ce trebuie să-i facem? Cred că doar să-i dau flash. Că doar e... Bă, ce naiba trebuie să-i faci la aia? Cred că n-am... ceva să... să bă... Am înțeles, hai trebuie să dai flashlight din nou, cred. Răzuzul că a plecat. Tu, ce cauți mă în fața mea? Tu știi că... Oh, ventul! Ventul, bă, ventul! Nu nimeni? Ok, o pleca și tipa aia de la vent. E super bine pentru mine. Aoleo, ceva... Ce trebuie să-ți? Cred că mă sperie. A, ceva în față. E tot ăla, bă! Era să mă spe... What the fuck? Stai, ce trebuie să-i... Am plecat. Aoleu, e ăsta... Aoleu, cum mai era music box-ul. What the fuck? Ce trebuie să faci? Salut, salut! Ce faci? Ok. Oameni buni, mă... Bă, ce tot cu ăla îmi face? Ce trebuie să fac? Mai vreau. Bă, mă sperii. Bă, tremur, oameni buni, acum, tremur. What the fuck, ce trebuie să faci? Mă, capi. Bă, ce m-am speriat. Și m-am speriat de animatronul ăla un pic. Și cum mi-a plăt așa în față pe masa mea, bă. Doamne. Bă. Yes, boy, fuck so bad, I'm going to turn top the palm, more the freaker. Body like a hell.